ședințe dintre septembrie și ianuarie. Dacă sunt discutite marginea proceselor verbale primite. Este un proces verbal unde a fost domnul, dacă vă aduceți foarte bine aminte, a fost o aprobare pentru două luni într-un an, nu pentru luna ianuarie și februarie. Deci, zicea acolo că poate fi dat la o lună, la două luni. Deci a fost aprobată și propunerea și ceea ce s-a votat. S-a votat pentru două luni într-un an. Echivalent la două luni dar, pentru un an. Cum este scrisă, a fost scris două luni pentru până ianuarie și februarie. Domnul ce a spus până la reputare. Da, dar nu s-a aprobat ce am spus eu. S-a aprobat asta cu două luni. Două luni într-un an. Da. Nu numai ianuarie, februarie și echivalentul valoarei pe două luni. În februarie trebuie discutat pentru celelalte luni. Nu, el a fost aprobat pentru două luni într-un an. Da, e da. Da? Haideți! Aici și scaunii. Da, secretar cu secretarul comunitar. Deci vă rog să faceți că nu secretar cu delegație cu tare mutare. Dacă nu v-am aprobat încă acest nu există așa ceva. Ba da, există. Pentru că... În actul scrie, dar scrie cumva undeva... Îmi cer scuz, scrie la domnul primar, primar, interimar, exact. Interimar, exact, așa scrie. Deci, uitați-vă pe toate hârtiile. Ia știți să deci... Domnul... Este problema mea, eu v-am spus despre ce e vorba, dacă acceptați sau nu, e treaba dumneavoastră. Trebuie să accepte. Dar nu trebuie să acceptați, eu v-am spus și atât. Pentru ceea ce vreți, vreau să spuneți, e treaba dumneavoastră. Deci nu ați văzut vreodată scris cu vreo hârtie, așa de vă... Dacă nu mai sunt discuții, predau conducerea ședinței domnului președinte. Supunem un raport procesele. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Citim ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stăncilă Nicolae. Proiectul numărul 2, proiect de vedere privind propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, mai 2017, a fost primarul comunii. Proiectul numărul 3, proiect de vedere privind aprobarea regulilor de branșare la rețeaua de apă Ponțești. Proiectul numărul 4, proiect de vedere privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017. Proiectul numărul 5, proiect de vedere privind stimularea participării în învățământ preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Proiectul numărul 6, proiectul privind aprobarea concesionării directe a suprafeții de 495 metri pătrați, teren situat în satul sat, parte din domeniul privat al comunei Sarcuri. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitare Bacău, Adip. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitare Bacău, Adip. Domnul președinte, dacă este bine. Discuții după aceea.
Am rugămintea, dacă vreți să suplimentăm la ordinea de zi un proiect de hotărâre privind finalizarea investiției extindere de rețea electrică, zona Biserică Catolică. Și o întrebare către dumneavoastră. Eu am făcut un raport anual al primarului, care se face în fiecare an. Dacă vreți, la diverse sau unde să-l prezinte. Și ce părerea dumneavoastră? Prima dată, ce părerea? Este la nu la misii. Nu, îl prezint așa. De asemenea, vreau să vă comunic că și dumneavoastră aveți obligația ca și consilier să prezentați rapoartele fiecare dintre de ce spun lucrul ăsta? Asta am zis că o să punem discuții și o discutăm efectiv am spus de ce. Citiți suplimentarea Ce se întâmplă? Știți că s-a făcut acolo lucrare la Biserica Catolică și s-a făcut și recepția lucrării. După aceea trebuie să-l introducem în domeniul privat. După care trebuie să-l dăm un comodat, un contract de comodat cu eu. A fost făcut de către primărie? Da. Acum aprobăm. Deci valoarea finală a obiectului. Așa, după care introducerea lui în domeniul privat, că s-a făcut recepția, și după care trebuie să facem un contract de comodat cu EON ca să-l predăm EON. Asta este... Dacă v-ați făcut primele. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă? Se abține cineva? Începem cu primul punct. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stăncilă Nicolae. Comisiile. Comisia numărul 1. Aviz.
Comisia numărul 2. Favorabil cu două voturi, trei voturi abțineri. Le-am luat. Comisia numărul 3. Favorabil cu un vot abținere. S-a format comisia de validare? Este. Este comisie. S-a întrunit? Este proces verbal? Acum, înainte trebuia. Trebuia să fie avizul comisiei de validare. Domnilor, cer scuze. Trebuia întrunit și întocmit proces verbal de validare. Domnul consultativ, domnul. Nu este domnul, dar nu este, ăla nu pot să demareze. Am dreptate, domnul Copa. Într-o mână, da. Da. Și în cealaltă mi-au eu singur dreptate. Deci, îmi permit să întreb și după aia. Da. Aveți proces verbal de validare a comisiei de validare? În urma votului comisiilor, noi acum dacă trebuie să știm exact care este poziția celorlalte de comisie. Dacă de atâta timp nu am reușit să validăm acești doi consilieri. Acum am spus acest consilier de acum. Cum să se întrunească comisia de validare? N-ați înțeles? Scuze, s-a întrunit vreodată? Domnul Costea, s-a întrunit vreodată comisia de validare? S-a întrunit în momentul în care... Când s-a întrunit? Aveți un proces verbal? M-a ascultat, eu vă spun. Da, are procesul verbal de la Constituire. La Constituire. Da, domnule, ai primul proces verbal, dar ai mai validat ceva? Președinte, nu a fost nicio validare decât cea care a fost la inițială, când s-a validat. A fost, domnule, a fost. Nu aduceți vă aminte și s-a făcut cu proces verbal și s-a validat. Da, exact. Unul singur. Dar și care e ăsta de astăzi? Păi ăsta de azi e urma în urma aprobării. Trebuia să fie proces verbal de validare a comisiei s-a întrunit. Se întrunește acum, după aceea. Dacă nu s-a întrunit, încercuți, nu putem pune. Dar nu votați. Nu vă atribuiți niște merite pe care le aveți. Le supuneți la vot, întrebați în consiliul local și după aia faceți ce vreți. Bine, acum aveți un pic de ce. Deci notați cum a fost întrunit în comisia de validare și nu există proces verbal. Ce faci și filmat? Tocmai de asta, domnule. Tocmai de aia faceți niște prostii dramatică. Nu vă depășiți afirmațiunile. Consiliul local este cel care hotărăște ce și cum. Iar regulamentul de aplicare al Consiliului Local este clar. Comisia de validare se întrunește în urma avizului favorabil la comisiilor speciale. Am început și discuții. Comisia de validare verifică legalitatea. În urma comisiilor. Domnule, aduceți-vă aminte ce ați făcut când v-am validat prima dată. S-au votat. Comisia de validare. S-au votat. Citit validat fiecare și după aia s-a întrunit comisia. Domnule, nu mai aveți ținere de minte, chiar de orice. Domnul Selin, deci încă o dată vă zic, deci în consiliu s-a votat fiecare membru în parte, apoi s-a retras comisia de validare. Ce să validez dacă n-ai făcut? Ce să validez? Membrii comisiei îți dau acceptul pentru a fi validat candidat. Iar noi în Consiliu după aia hotărâm. Gata, haideți ca să trecem la partea a doua. Eu propun validarea, dacă sunteți de acord, eu pot să nu o supun la vot, dacă dumneavoastră sunteți vocali. Ea nu a fost făcută ședința de comisie, normal nu ar trebui să o supunem la vot. Noi o supunem, dar... Întrerupem ședința? Nu întrerupem nicio ședință. Așa trebuie, domnul. Cine este pentru validarea domnului Stăncilă? În condițiile în care nu a fost întrunită ședința de comisie. Scriți acolo. Cine este pentru? În condițiile în care nu a fost întrunită ședința de consiliu. Asta e ceea ce spun eu și mi-a spus.
Deci cine este pentru? Numărați cât sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consilieri pentru. Împotrivă? Niciunul. Abțineri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind propune pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunii de martie, aprilie și mai 2016. Propune pentru președintele de ședință. Propune pentru președintele de ședință. Propun pe domnul. Deci domnul Helteanu Stelian este propus pentru ședința următoare, pentru președintele. Faceți-vă treaba pentru că nu faceți. Faceți-vă treaba pentru că nu că legalitatea este cea pe care v-am prea 11 ședință de când nu validați un consilier. Faceți-vă joc de oameni. Doamna secretar, trebuie să numărați cât suntem, că s-ar putea să nu mai întruniți numărul de... Suntem 7. Din cât sunt valabili, nu știu dacă mai suntem... Mai este... Da, da. Rămâneți. Domnul, de ședința se poate continua. De ședința se poate continua. Da, da. De ședința se poate continua. Cum o pune la unii la alții, că vezi, dragă doamne. Deci, trebuie să hotărâre pentru alegerea președintelui. A fost domnul Helteanu. Cine este pentru? 2, 4, 6, 7. Dar domnul nu poate să vă este 7 propus. Deci este propus. Da, 7 vă. Cum? Se abține domnul Helteanu pentru că nu poate să voteze. Nu poate fi împotrivit. Se abține. Da. Deci trecem. Da. Haideți să... Deci lăsați-i că v-ai chemat. Lăsați-i. Vin imediat. Dacă eu v-am spus că vin... Eu spun că vin. Ați văzut dumneavoastră că v-am lăsat să fiți primar Pigârtei. Numai ăștia nu vă lasă. Ați văzut că vă spune primar adjunct. Ați văzut cum la primar e primar. Vezi, primar trebuie să se execute ordine. Deci dacă domnul, cer scuze domnilor, poate să înregistrează. Domnul Răuță l-a chemat pe domnul primar ca să iasă din ședință. La ordin, pentru ca să facă numai ceea ce crede dânsul. Și domnul primar e intrat în primărie pe sub ușă. Nu știu dacă e sub ușă. Dar asta ați văzut cum se desfășoară o ședință de Consiliu. Poate și noi avem anumite scăpări, dar în ceea ce am afirmat eu și ceea ce am spus, ne asum și este conform legii. Dacă cumva mă dă un judecat, asta este, mi-asum toată regula. Deci proiectul... Deci a fost ales domnul Helteanu, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea de debranșare la rețeaua de apă Conțești. La comisii... Aviz favorabil. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, la fel. Comisia numărul 3, da. Bun. Dacă sunt discuții sau dacă are domnul primar să ne spună ceva referitor la, la branșarea rețelei. Da. Cred că ar trebui. Domnilor, da, domnilor consilieri, știți că noi am mai discutat în principiu modul în care se va face raportarea la oameni în satul Concești. Pentru faptul, Concești. Pentru faptul că vom avea niște subtraversări, am hotărât ca să facem cămine de câte 3-4 la care să agațe 3-4 familii. Da. Cămine în care vor fi amplasate și apomene.
Toată treaba asta, pentru că nu sunt posibilități ale oamenilor, o vom face noi primăria. Deci am zis să facem noi primăria. Dincolo de aceste cămine, toată acțiunea va fi a proprietarului. Cu plata acordarea. Da, da, efectiv. Da. Iar prețul la care vom pleca în demararea acestei activități, de fapt, prețul apei, va fi de 3,50 lei de bani, pentru că l-ați găsit metru și metru cub, da? Și la societăți de 4 lei. De ce am plecat? Tocmai asta voiam să vă spun. Pentru că și cheltuielile sunt mari. Deci și în continuare o să ajungem iar la treaba cu gunoiul. Știți? Tot așa, nu s-a mărit prețul gunoiului timp de câțiva ani și în momentul în care ne-au preluat prestatorul de servicii, ați văzut că s-a ajuns la un preț care acum, vă dați seama, e catastrofal pentru unele familii. În sensul că este prea mare. Și asta se datorează faptului că din 2009 și până acum prețul gunoiului nu s-a mai mărit. Așa și cu apa. Și în urma controlelor care s-au făcut și la nivelul nostru, a zis că nu există cumva în împrejurim și în județ și în țară prețuri la apă mai mici de 2,50 lei și 50 de bani. Vă dați seama că avem o investiție nouă care a necesitat niște bani și pe care vrem să o păstrăm în bune condiții și să o exploatăm în bune condiții. Asta ne-a dus și la preț și la... Noi o supunem dumneavoastră, supunem votului și totul de aceea mai convenit cu propunerea. Există o analiză făcută că sub acest preț nu se poate merge sau s-a făcut o analiză la prețul ăsta pentru cheltuielile care le faceți? Băi, este și vă dați seama, să faceți nu o să poate, nici nu o să putem să o facem în an doi, vă dați seama că n-avem cum să... Dar în urma unei analize ați ajuns la prețul ăsta sau cineva a spus cam atât să fie? Băi, nu, am gândindu-ne de la prețul la care se pleacă, deci minim de 2,50 care ar trebui să fie și la nivelul comunei s-a spus, gândindu-ne și la investiția care s-a făcut acolo, am propus ca prețul să fie de 3,50 și 4 lei. Eu azi ziceți plecând de la minim și să treptat, pentru că este foarte greu. Oricum, la apă, știți care e problema? Vedeți că noi suntem membri ADIS, nu? Care, nu, ADIP ne prea canalizarea. ADIS. Și la anul, credeți că mai... Păi, dar iar o să aveți problema asta. Nu, la anul se vine așa ne preia ca la toți. Ca pe toți ceilalți ne preia. Eu nu o să mai fiu poate aici, poate să fie altcineva și parte dintre dumneavoastră, consilier sau așa ceva. În momentul în care vor veni prețurile, iar vă veți izbi de această situație. Haideți să o luăm de la minim și să creștem. Că și la gunoi, dacă se actualiza și se mărea prețul în fiecare an, de când am început noi, de acum 6 ani de zile sau 5 ani, ca să fie un leu și dacă mai creșteam fiecare an, era și omul, poate... Cum să zic eu, vedea bunăvoința noastră. Haideți să o luăm de la mine și aici, în timp. Păi dacă nu există un studiu care ar putea să... O să se branșeze la prețurile astea. Pentru om este totuși mult. Ca să branșeze la... Cât se vor branșa? Ca să vă amortizeze cheltuială. Eu am făcut o calculată să vă spun ce știu eu de la conție. Cât de ajunge pe cei care se duc cu mașinile să-și ia cu pompele. Costă, într-adevăr, peste 3 lei ajunge metru cub. Dar problema este, dacă te duci și întrebi acum, faci un sondaj de opinie, vă duci și trimiteți pe la poartă la fiecare. O să vedeți, domne, dar costă atât, boi, dar cine? Dar mă duc cu găleata și în cază la fântână. Știți, omul când trebuie de a bani, întotdeauna mai vine greu, știi? Și asta o să ajungă. Deci poate trebuie de la o sumă mai mică. Poate trebuie de la 10. Adică depinde de aia. Depinde de aia. Fiecare. Nu justifică. În primul rând, apa e extrasă cu pompă. Electrică. Deci nu e artezia. Eu nu am întrebat dacă există un studiu. Dacă nu există un studiu. Haideți să pornim la minim. Când face studiu, în urma studiului se demonstrează că trebuie 3,50 lei. Sunteți de acord cu mine? Păi dacă nu facem studii și punem prețul după ureche, nu-i bine. Nu vă supărați.
Mergem de la mine. Părerea mea personală, nu știu, fiecare poate să-și spună părerea. Până când este studiu făcut. Când este studiu și se demonstrează că trebuie mai mulți bani, atunci, în baza studiului, decidem prețul care o să fie. Studiul care se facă și ăla va costa și ăla bani. Trebuie un expert. Păi, dar un expert. Eu propun să fac un calcul și să votăm după ce se face o expertiză prețului. Da, mă, dar n-avem și noi specialiști la IGO. N-avem șef care poate să-i evalueze, să se facă. Un leu 40 la IGO. Păi și ăla preț poate să plece la cum trebuie. De ce să mai luăm la 3? În care se incluse și canaliza. Păi și cum poți spui eu și direct de la 3 lei dincolo? Aici nu trebuie. Dar investiții nouă. Investiții nouă este de bani. Bă, nu știu ce, că nu știu aici au fac. Un studiu va trebui făcut pentru că prețul nu s-a aprobat aici la masiv. Băi, bă, nu m-a aprobat nici idee. Nu s-a aprobat de către ANRSC. Ei dau avizul final. Nu le va duce cu niște fundamentări de preț. Dar ține cont de faptul că în Conțești rețeaua deocamdată este concepută pentru alimentare stradală. Și atunci dacă nu impunem un preț acoperitor și menține rețeaua stradală, atunci nu mai avem control asupra sumelor. Știu, și asta e. Să mai da, dar îmi cer scuze. E rețea stradală. Dacă e rețea stradală, vă puteți duce la om acasă să-i cereți bani? Nu. Cel care dorește să-și tragă apă în curte. Nu mai dorește să-și tragă apă în curte. Și dacă e rețea stradală. În final, după ce se vor plașa max peste 50% dintre gospodării, ce și pe stradale se scot. Părerea mea este să facem brașări de acum și prietul după aia să-l decidem. Dacă nu aveți studiu, ziceți că trebuie să faceți un studiu, să trimiteți la ANRSC. Păi, și nu atunci aprobăm prețul. De costurile de întreținere, de arma plătită celor la apele române, că se plătește și apă la apele române, prețul energiei electrice, personalul care le servește și în final se ajunge la... Cel mai bine amânăm votarea, nu? Există o hotărâre de guvern care stabilește procedura de amortizare a unui obiectiv de investiții. Ce durată și cu ce valoare. Deci eu sunt de părere ca să facă lucrările și prețul, cum s-a zis, să aprobe în funcție de studiul care se trimite la ANRSC. Și noi nu putem să aprobăm un preț acum și dacă ANRSC-ul nu este de acord, sunteți de acord cu mine? Da, e posibil să se întâmple și așa. Păi, deci nu putem. Deci cred că ar trebui scos din acest proiect prețul și prețul mai târziu. Să apuce de lucru. Poftiți, dacă vreau. Vă rog. Cu problemă. Cred eu că 3,50 lei... 3,50 lei. Da. 3,50 lei, dacă nu s-a văzut, repet, studiul respectiv, apare scris acolo și neavând o relație directă cu oamenii de acolo, trebuia făcut o întâlnire cu ei, spus care e problema, și după aia să observa care din ei se vor branșa și care nu. Fiindcă au și alte surse de apă. S-ar părea că pe ei costă și branșamentul de la rețea la el acasă. Nu. Și costurile sunt. Pe el vine pe la poartă și de acolo trebuie să-și trage. De la poartă încolo, deci de la cămin. Da. Cămin care facem noi. Da, și am înțeles. Da. Costurile se ridică și va rămâne un număr mic de oameni care au posibilități ca să plăcească. Și noi am făcut un calcul la 10 metri cub pe lună, n-ar fi o sumă mare, dacă ar fi un consum 10 metri cub. Doar e care au animale, se va aplica prețul. Eu vă spun că, mă scuzați că intervin, eu am vorbit când am intervenit în cunoștință de cauză. Cunosc câțiva oameni care mai cresc și 2-3 porci și au să o facă, știți? Și de la ea știu cam cât apă care, știți? Și își cară mai mult de 10 ani. Sunt stasuri pentru cât consumă o vacă, cât consumă găinile, cât consumă. Mi-a dat seama, știți, cam la cât ajunge. Și cam atâta, undeva la vreo 3 lei, dacă el se duce cu lui motorina cu asta, știți, și cu pompa. Dar el când e vorba de asta, că eu le-am spus, uite, cam așa. O altă fundă, dăm atâția bani. Bă, dar cam atâta costă. Tu cât plătești? Hai, domnul, continuați, cereți. Dacă sunt, poate amâna, ar trebui să facem o adunare la Conțești. Să ne întâlnim cu oamenii, să le spunem prețul respectiv. Și acolo tragem o concluzie și să vedem dacă acest preț este sustenabil.
Am înțeles. Deci astăzi să nu aprobăm prețul, să aprobăm lucrările și tot ceea ce este de făcut și prețul în urma studiului și cu colaborarea cu ANRSC-ul, că doar până la urmă am înțeles că ANRSC-ul hotărăște prețul. Dar nu putem să aprobăm un preț acum și după aia ANRSC-ul spune altceva, da? Haideți să votăm pentru lucrări. Dar cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? 8. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017. Comisiile 1. Favor. Comisia 2. Favor. Comisia 3. Favor. Dacă cineva știe despre ce e vorba sau dacă are ceva de completat. Asta cu materialele la fiecare. Deci nu este nicio completare. Da. Cine este pentru? Deci unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stimularea participării în învățământ preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Da. Comisia numărul 1. Le aveți aici, nu? Da. De ce se vrea? Da. Bun, discuții, dacă vă pot știți. Da. Deci, spre ce este vorba? Știți că pentru evitarea absenteismului la grădiniță s-a luat o hotărâre ca copiii ce au vârsta de 3 și 6, până la 6 ani, să, dacă sunt prezenți la grădiniță zilnic, să primească 50 de lei pe lună. Aceasta dacă la deci după 1 septembrie, dacă la 1 septembrie îmi primește 6 ani, gata, s-a terminat cu el. Dacă este dus totuși la grădiniță și are 2 ani și 8 luni, să zicem, așa, el prevedează grădinița, dar primește această sumă abia când împlinește vârsta de 3 ani. Așa. Pentru aceasta au fost... am fost chemați și noi, și școlile, să ne se pună în vedere modul în care trebuie să alcătuite dosarele pentru rezolvarea acestei probleme. Și până la 30 aprilie, parcă aprilie are 30, nu? Așa, până la 30 aprilie trebuie să finalizăm această activitate de întocmire a dosarelor pentru plata banii. Și este nevoie de o hotărâre de Consiliu. Este nevoie de aprobarea banii vin de la bugetul de stat. Da, nu avem noi treabă. Da, nu de la bugetul. Nu se dau bani. Nu se dau chichete. Vouchere. Exact. Vouchere în valoare de 50 de lei. Bun. Cine este pentru? În ce pot stau în dosar? Păi, dosarele se fac, de fapt, la... În colaborare la noi, doamna de la Ivan, care este la protecția copilului acolo, și secretara școlii, care trebuie să conlucreze pentru ca să vedem exact care sunt copiii care prevedează grădinița. Acolo trebuie certificat, trebuie certificatul elevului, a tutorului sau a părintelui care are în întreținere, că s-ar putea ca părinții să fie plecați, știi? Și el să fie în grija cuiva. Deci și acea cerere... Să ne știi criterii. Da, zice că din familii defavorizate. Să face o analiză și care a costurilor. Și a costurilor. Deci să ia, să aibă 2800. Da. 280 de lei pe persoană în familie. Familie net. Da. De aceea trebuie să fie văzut exact. Deci trebuie și de la părinte să vadă ce salariu are. Da, fie salariul net. Am înțeles pe asta pe părinți și să împarte la membrii familie. Exact. Deci salariul acumulat al întregii familii, împărțit la cât sunt, să nu iasă mai mare de 280. Da. Eu de ce am întrebat? Am întâlnit persoane care erau nemulțumite că au fost trimise la notariat să facă o procură sau o declarație, o răspundere, cum că nu depășesc venitul.
Eu aș, la ce să mai cheltui omul încă un 40 de lei, că atât e o lare. Să, dacă în moment ce el o dă pe cea de răspundere, o dă pe... Nu s-a cerut că la lumea asta nu s-a cerut nimic. De fapt, după ședința de astăzi începe procedura de... Nu, dar pentru alte lucruri, nu pentru asta. Pentru altele, are dreptate. Că a venit o vecină de la mine și zice, domnule, nu este notar în Sascut. Ce fac eu? Mă duc până la ajut cât cheltui pentru o declarație, că nu știu ce mi-a cerut la școală. Asta cred că doamna directoare știe de ce s-a cerut. Probabil că există proceduri unde sunt obligatorii astfel de declarații, că nu cred că... Cred că le-au fi dat niște caiene ceva și pentru astea nu le-au cerut. Nu trebuie, nu cred că se poate exagera în felul ăsta. Cred că trebuie discutat asta și cu cealaltă directoare pentru ceea ce... Da, nu, dar să știm că au ședințe și au fost la instructare. Pentru speța. Mă rog, da. Îmi permiteți? Ok. Adeverința aceea de declarație la notar se cere pentru cei care nu au venituri. Cei care nu au deloc, nici salariu, nici... Da, 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 dacă el o dă nominal, el cu mâna lui, și își asumă răspunderea conform articolului. La DNA există. Dar cu cât de aici, Trei te pune să dai pe mai bine cu un și spune unii declarații. Am înțeles. Deci pentru astea, da, pentru cei care nu au... Bine, pentru proiectul numărul 5, cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 495 de metri pătrați teren situat în Sascut Sat, parte din domeniul privat al comunei Sascut. De sub Bacău. Da. Asta ce fi cu 2-3, nu putem să da. Deci, dacă nu sunt 2-3, nu poate să fie pus în discuție. Nu consemnat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, parcă o ADIM. La punctul 6. 2-3 a fost. Trebuia. Trebuiau 2-3 și... 2-3. Da. Bun. Deci la proiectul numărul 6 pentru cotizația de la ADIM. Știți că plătim, suntem membri a ADIM-ului, plătim... Sumă mare nu e, nu. Ca virgulă cotizație. Deci, dar să nu plătim exact ca la ADIS. Deci pentru început, ca să ne cuteze acolo, hai să facem, hai să fii, după aceea ne bagă iară prețul ca la ADIS. Tot la fel o să fie. Nu. Deci trebuie să luăm hotărârea, să gândim când facem treburile astea, că așa am pățit acolo cu gunoiul și acum zicem că nu mai avem cale de întoarce. Noi am corect. Noi am votat, deci Consiliul Local a votat asocierea ADIB. A, corect. În momentul în care ești membru al ADIB-ului, plătești o anumită cotizație. Da, știu. Vedeți că ea este diferențiată. Ea este diferențiată pe orașe, pe municipii, pe cei care au proiecte în derulare. Deci, și în funcție de lucrările care se depun la nivel de UAT. Da. Dar s-a mai pus în discuție o dată cu cotizația. Da, s-a mai discutat. În fiecare an trebuie. Nu s-a aprobat. Noi n-am aprobat. Cotizația s-a aprobat. Nu s-a aprobat. Da. Masterplanizația m-a aprobat. Cotizația s-a aprobat. Haideți să nu uităm. Nu, sigur. E posibil și astăzi să nu s-a aprobat. E și plătit, că a fost hotărârea de consiliu. Da, a fost atunci, dar astăzi... De ce dar nu-ți pot să le asta. Acum le va fi... Fiecare an pentru anuală. Pentru anul curs. Da. Trebuie să fie și ceilalți. Da, ce mai bine să fie ceilalți. Au fost avizii, cred că, favorabile da. La comisie. Da. Cine este pentru? Două. Pentru? Cine se abține? Trei. Cine se abține acum? Cu fie și cei. 4-5 abține. Împotrivă? Trei pentru și 5 abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIS. Avizele cred că au fost favorabile. Da? Cine este pentru? Păi aici suntem în echipă de acum. Ce să mai... Nu știu, echipă. Fiecare votează pentru ceea ce crede.
Nu e care deci cine este? Este o taxă în care suntem noi, suntem în asociații. Ați votat și taxa de gunoi. Suntem în este pentru. Ce să mai pentru cine se abține? Eu mă abține. Deci pentru că au fost trei, da? Cine se abține? Cinci abține. Împotrivă duce. Avem proiectul de hotărâre care cu statul de funcții. Pentru statul de funcții, avizele de la comisii sunt favorabile. Bun, dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Deci nu voiam meu să intervin aici. Poftim. Am observat că aveți câteva posturi pe care le scoateți la concurs. Da? Și s-au făcut public. Deocamdată numai le aprobăm și după aceea, da? Nu scrie nicăieri că le-am scos la concurs. Deocamdată sunt liberi. Și aici la 1, zice, ocuparea temporară a postului de secretar comună de către doamna Olaru Mihaia. Da. Deci o aprobăm noi? Nu. Păi de ce ați propus aici? Tot statul de funcție. Totalitatea lui, asta este prin delegație, de, făcută de către domnul primar. Domnul primar prin delegație, că nu poate să funcționeze primăria fără secretar. Până când se organizează un concurs sau vine altcineva cu delegații din altă parte, un secretar, trebuie să funcționeze. Deci toate aceste cursuri vor fi scoase la concurs. Sigur că la de secretar, cine a dat afară? A plecat în seamnă. S-a dus la altă, la altă comună, care are posibilitatea să opteze, să mergi, dacă ești secretar undeva, poți să mergi și la alt parc cu delegat. Bun, mai sunt întrebări? Bun, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Deci mi-a venit pe cealaltă, care a fost dumneavoastră, care a fost suplimentată. Da, stați așa. Cu... cred că am amestecat-o. Este vorba despre... adică am discutat-o și am prezentat-o. Da, este proiectul cu branșarea care a fost... extinderea de Biserica Catolică. Terenul a fost înainte... Nu, de acolo veni, de la Biserica Catolică. Înțelegeți? Așa e prins. Terenul a fost la Biserica Catolică. Lumea se întreabă, unde e la Biserica Catolică? Deci extinderea care, care s-a făcut. Exact, dar așa este prins în proiect, așa, s-a, așa, așa a rămas, înțelegeți? Și v-am spus mai înainte, vă spuneam, că s-a făcut recepția, s-au văzut costurile, după care trebuie să trecem în domeniul privat, după care trebuie să predăm la EON. Astea sunt regulile, astea ne... Dar aici ne trebuie două treimi și nu putem. Asta vreau, trebuie două treimi și se amână pe altă ședința următoare. Acum la diverse, avem niște invitații aici veniți. Cine ar vrea să ia cuvântul să vă spuneți problemele? Întrebare pentru ședința de astăzi am fost afișat prin discuții, din proiectul important. A fost în mass media sau la vizier? La vizier a fost. Nu a fost numai procesul verbal de anunțare a ședinții, iar proiectele care s-au hotărât în ședința de consiliu nu au fost afișate. Pe dispoziție emisă de primar. Vă rog frumos, prieteni, ori să faceți cum este legat. Iar procesul verbal al ședinței de consiliu se afișează cu 7 zile lucrătoare înainte de a fi ședința, nu cu o zi. Cu 24. Cu 5. Dacă zice lucrătoare, înseamnă că nici ședința de astăzi nu e valabilă. Că nu sunt 5 zile lucrătoare. De 5 zile, da? Nu 7. V-ați vorbat de dispoziții cu proiectul de hotărâre. Ca să știe omul ce se discută în ședința de hotărâre. Asta. Cine mai vrea să ia cuvântul? Domnul cu... Este la zonă.
asta nu este vorba. S-a găsit, zic, ieri și o mamă cu domnul Cărbidanu, l-a găsit cu cap și o să ia Gheoaga și dă în cap. Păi s-a zis la Gheoaga, ia, la bătăi la Gheoaga. Cine este iubăș? Dar nu se poate treaba. Nu se poate treaba. Nu fi proprietarul pământ. Plătim taxe, plătim impozit era la primărie. Nu ne ia din el din impozit. Dar la șurbie și aia mi-a întrebat. Asta e privat. Haideți că a pus și data trecută problema, domnul primar, din câte am înțeles, ați chemat. Am convocat ciobanii pe care mi-ați dat dumneavoastră pe listă. Am stat de vorbă cu dânsul. Le-am spus situația pe care mi-ați prezentat-o. Cum vă calcă luceanele, grâiele, viile, așa, că nu au voie să meargă fără aprobarea dumneavoastră pe terenurile dumneavoastră, fiind terenuri private. Deci toate astea le-am pus la dispoziție. Ce să duce la ei în curte? Normal, nu am pe dat privat. Le-am spus și faptul că în momentul în care vor veni la concesionare anul viitor și au plângeri pe treaba asta, vom ține cont și de situația asta, la licitație, atunci, li se va spune, uite, domnule, că dumneavoastră nu ați respectat normele pășunatului. Dați o hotărâre în care să dea lista și care fiecare trebuie să fie expus dacă are bube. Cât timpul linia are? Albe, roșii, negre. Și când e să aprobe, să aprobe în Consiliu. Care să se spună, domnule, uite, ăla are bulină roșie, îl aprobăm sau are bulină neagră? Este o hotărâre din Consiliu în sensul ăsta că nu au voie să scoată animale din noiembrie până în legea pășunatului, care este în vigoare. Nu, nu e corect așa. Adică oaie poate să-și respectă, dar să nu distrugă culturile. N-ai voie, unde să distrugă. Dacă el a concesionat islam, nu se poate. Nu, pentru că legea islam trebuie să-l facă voie ca să... Să mănânci iarba ca să o distrugi, pentru că anul următor ea nu mai dă. Asta e legea. Ce să facem dacă asta e legea? Eu cred că aici avem polițist local. Avem polițist local, domnul Nunu. Cred că ar trebui să-i dați sarcină. I s-a dat supliment din care acum, ca să poată să vadă. Domnul primar, haideți să-i dați un răspuns, domnilor. Cred că ar fi bine ca domnul Nunu să-și ia în serios această sarcină, dacă e o delegat sau nu știu cum o să fie, să înceapă să umple și dânsul, să facă un pic de activitate pentru a rezolva această problemă. Domnul primar, vă prăjina să stă bine legea? A fost la Băresacă, la domnul primar, la Prabă, ne-au ajutat și dânsul, să fie ceva comun între două comuni. Au dat atunci hotărârea, știți că trebuiau să întâlnească. No, nu, la Băresacă da, la Băresacă no. Da. Băresacă nici măcar nu vreți acum să fie în april. O vă spui cheamă, așa, vă spui cheamă, să fac ședin funcții. Doamne, ca să înțelegeți, nu știu cine... Pentru proprietatea privată, domnule președinte, asta e problema. Nu am treabă cu o gradă, mă trebuie, n-ai treabă cu... Exact, asta e legea. Cine hotărăște? Mâine și mâine parcă. E legea hotărăște. Nu se poate rezolva problema. Noi, ascultă-mă, deci Consiliul Local poate să dea o hotărâre care nu știi, dar nu poți să fii, nu știu, eu sau tu, suntem prăjuturi. Noi, consilieri, vă duc să fac acest lucru ăsta. Nu, executiv este domnul primar. În momentul de față, viceprimar nu există. Există polițist local care ar trebui să se dea sarcina, să neagă la sesizările dumneavoastră și să rezolvi problemele, să încheie niște procese verbale de sancțiune pentru cel care îl prinde. Cred că de aici încolo cu domnul primar trebuie să luați legătura consilierii locali. Mai mult de atât nu poate să facă. Nici nu ar trebui să aveți pe domnul primar la primărie în fiecare zi și aveți... Așa, primăria Băresacă. Țineți legătura cu dânsul. După ședință primar, concesionarea a făcut o la plusată. Concesionarea nu fă o diferențiere între concesiunea islazului și a ieși un crescător de animale pe terenul nu privat al oamenilor. Nu fă o diferență între asta. Au lider la concesionare și se duc și Paștea. Ai înțeles ceea ce am spus eu, că legea pășunată nu se voie din noiembrie să ieși până în luna mai? Exact. După
după 15 sau 25 noiembrie, legea pășunată, nu-ți mai dă voie la animale să le scoți până pe 15 mai. Cel care... Să le scoate când vrea, dar nu fi terenul nostru. Nu fi terenul nostru. Deci, s-a lămurit cu oarea la... De ce nu înțeleg, domnule președinte? De ce nu înțeleg, dar... Săptămâna, nu știu că am fost la ședință. Eu chemat domnul primar. Acum 3 zile. Cine răspunde? Ce nu plătim noi taxe și impozite? Păi da. Iar cu cine eu plătesc taxe pentru via aia? Deci mi-o cauză. Nu mai plătesc. Cine-i? Trebuie să fac mult de plătesc. L-ai prins, dă-l în judecată. Nu-l dau în judecată eu. Nu-l dau în judecată. Dar nu faci și fie prins că ai avut în judecată. Și cine-i cicătăți de răspundă și necauză? Dovadă este că ne-am implicat în problema dumneavoastră. Am vorbit și cu primarul. Am vorbit și cu primarul de la Valea Seacă tot pe problema asta cu ceilalți care sunt vecini acolo. Deci nu credeți că am lăsat o moartă așa cum este. Am lăsat un loc cu ele, Pitea. Am și căutat pe deal cu el. Da. Dacă vă duc mă duc aici la mine, mă duc la el, pe el lasă să iau vreuța. Vine poliția și mă arestează. Corect, așa este. Atenția, pe el, dacă umblă cu el pe la mine, nu îi face nimeni nimic. Să le ia, dar dau junge, frate, păi mă dai junge, frate. Dar vreau să păstrez viața, iar eu. Cine îmi plătește? Mai cine dă acolo? Exact asta am dat de vorbă cu dânsul și exact asta i-am spus în momentul ăsta. Ceva trebuie să fie clar că din momentul de față, i-am spus tot clar, tot la fel, tot clar i-am spus și eu, domnule, în momentul în care a intrat pe proprietatea personală, e încălcat în care să nu nu se poate, există cod penal și cod civil. Consiliul local nu poate să facă așa ceva. Nu adaug la lege, schimbă legea Consiliului. Eu cred că asta a ridicat foarte mult. Dacă domnul Daniel, la poliția locală, va ține legătura permanentă cu oamenii care au stâne, să vorbească cu ei și cu cei care s-au încălcat dreptul și au intrat pe terenurile lor. Să iau un număr de telefon de la Nunu Daniel, să dea telefon atunci când îl prinde cu oile pe terenul lui și atunci cred eu că dacă se ia permanent măsurile astea și încearcă să, de fiecare dată să intervină, eu cred că oamenii se astâmpără și dacă ar fi și o constrângere legală din partea primăriei cu amendă, că am plăcat, ar fi o... Chiar, dar e rolul zis... polițistului ăsta comunitatea, da, cum chiar local, da, că eu n-am înțeles până acum. Dar nu faci omul ăsta. Am o propunere. Cred că dacă nu are în fișa postului domnul un lucru ăsta, să facem, dacă normal, sarcina domnului primar ar trebui ca să-i modifice fișa postului. Cred că domnul primar ar trebui să facă o dispoziție de primar în care să-i adauge în fișa postului și să transmită, că nu trebuie aprobată de noi. O transmite numărul de telefon domnilor, când ați văzut, dați sunat, dânsul are obligația să meargă acum. Dacă se face o dată de 2, de 5, de 10 ori, eu cred că oamenii încearcă să respecte legea. Da? Poftiți! Eu la câte producții am, la 7 rânduri de vie, nu-mi permit să păzesc via să văd că mi-a intrat eu cu oile. Dacă văd urmă de oaie, înseamnă că ai intrat Giovanni, că n-a venit unul cu oaia să facă pe oaie. Dar adică Giovanni. Cine se sancționeze? Nu mă interesează, de toți îi sancționez, toți sunt Giovanni. Pleacă unul de celălalt, așa se face la mine, trece neamul de celălalt mă lăsa. Sunt ce spuneți dumneavoastră. Dar n-aș vrea să vă deranjez. Eu nu mai spun o chestie importantă vis-a-vis de poliție, că am intrat și un pic în discuție. Mi s-a furat jumate de vie de șpalet, l-am dus, am arătat urma și-o zis că e urma veche. L-am dus cu mașina mea, cu poliția mea, pentru ce plătesc taxe și impozite. Eu nu i-am bani poliția. E același exemplu care l-ați dat, mi-a cu 10 ani mi-a furat șpalierii, m-am dus la poliție, am făcut reclamații și azi... Aurel, încearcă să vezi boțul, să mi-l aduce aici, să mi-l spune că nu mai așa. Dar dacă nu și-ar vrea salarul, domnii polițiști, n-ar fi mai bine? Haideți ca să discutăm și o altă parte, s-ar putea ceea ce spun acum să deranjez. Nu spune, nu te vreau să spun. Deci, din partea Consiliului Local ar trebui și primării implicare, ca să nu se mai dea voie ciobanilor să iasă necontrolat,
Dar, și pislazul lor. Dar, în al doilea rând, aici deranjez în ceea ce spun. Pentru că fiecare proprietar trebuie să-și, să-și aibă grijă de proprietatea lui. Da. Asta spune și legea. Tu trebuie să ai. Când cineva ți-a călcat, atunci ai făcut o reclamație. Așa poate și cineva. Și de la poliție. Deci astea sunt niște demersuri. Când ai fost, când ai văzut, nu poate, adică să fim serioși, nici domnii polițiști, nici nimeni nu poate să stea paznic. Când stăți și îți păzești zona voastră, se întâmplă ceva în partea cealaltă. Când se întâmplă acolo, se întâmplă... Deci nu poate ca acel polițist. De ce trebuie conlucrat? Trebuie să faceți o sesizare pe cine ați văzut, dânsul sancționează. Fiecare, asta e un ajutor reciproc care se face pentru a ajunge la un rezultat. Eu am văzut și văd vina, da? Îl văd pe Ciobam, pe oaia, da? Și zic ceva, îmi dă cu joaca în cap. Cine mă... Dar nu trebuie să-i zici, nu trebuie. Faci o reclamație și o trimit. Păi am zis să o să ne la bătaie, dar nu care... Dar nu trebuie să-i zici lui nimic. Dar cum că-l văd la mine în vie, mări după amă? Cum ai că-ți zic? Nu te oftești, nu mori? Domnul președinte, poliția nu-și face munca, adică... Poliția nu-și face munca, adică... Poliția nu-și face primărie. Deci a fost... Poliția locală. A fost un caz... Nu-i plătite de asta. Care s-a furat niște lucieri. S-a dus un cetățean la poliție. Domnule, că nu avem ori de percheziții, că nu... Și că nu vă sunați de la Bacău, au venit imediat. Atunci au avut ordine de percheziții, nu mai trebuie când nimic. La bine a fost treaba. Și când am la Bacău, am cum, băi. Voi ați voi, dar voi ați voi. Dar cu ale nimeni, la Consiliul Local, concesionat pășunii pentru Ciobanu. Dar cineva are și pășunii acum. Consiliul Local, poate și pășunii. Dar n-ar treabă cu pășunii, dacă el a intrat la tine în mine. Păi și tu dacă ești pășunii, chiar nu va fi pășunii. Domnule, dar nu-i dăm voi sau ilegii venite, tu ești de pe riscul lor. Păi nu pot, când se face concesionarea, băi ăsta are 10 reclamații, nu-ți mai dăm concesionarea. Păi asta s-a discutat, și în prezintea asta, dacă legea prin Iisus, el nu are voie să intre pe pășunii. Dar poliția, știa că poliția poate să ne hotărască? Poliția poate să ne hotărască? Băi, n-aveți ceva, dar da, e proprietarul, tu nu mă sesizezi și pe ăla o să-l sesizezi mai departe. Da, nu mă sesizezi, la poliție, băi, m-am văzut pe cutării. Cine știe dacă am văzut sau nu? La poliție a fost pus. La poliție o să se vede un motor. Nu face reclamații până nu o prindem un fapt. Când nu se ia de bază. Da, mă doar, cum poți să se ia de bază cu mine? Ideal să stea să opinească. Aurel a locuit să fac. Nu să știi ce eu din ce probleme, dar vedeți dacă am văzut acolo. Ce zi-mi este? Tu stai și timpul ăla să fie. A, băi, stau să mă duc măpărată să mă duc o pideal, da? E cum stai și în saci de poamă care e. Păi să nu-i tai capul. Păi dacă îi duc capul la poliție pe prismii mei, bine? Că nu îi dau pe corpul, îți va duni. Încerc scuze, cred că am lămurit un pic lucrurile astea. Haideți să trecem și la partea cealaltă, cred că au mai venit niște doar. O secundă. Dacă sunteți de acord cu nevoastră și primul consilier, că-ți băieți știe cu carte multe, faci cu ședință la Pânceș, că ceva vă spune, dar n-a fost, n-a fost. Și în fața lui Gheorghe, lui Neva Sârnea și ei, care cunoaște toți. Da, bine. Trebuie să faci cu ședință. Nu vine, nu vine, nu vine, nu vine, nu vine, nu vine. O ședință la Pânceș, deschisă. Nu vine. Păi nu vine. Nu vine, nu vine. O ședință la Pânceș, să spui să-i dea la țața mare, să spune, bă, nu ți-e roșu, nu te-am găsit pe tine, bine, bă, nu ți-e roșu, nu te-am găsit pe tine. Dar noi dacă, acum, așa și spune, da, de când am fost. La ora asta, cu mașină, să vedeți toate vii. Ce cu gunoiul voiam să discut ceva, legătură cu gunoiul. Deci suntem de acord să plătim gunoiul, cu toate că nu avem amcanal, dar să mi le-a de la poate. Dacă e de acord, dacă nu mă duc eu, nu vreau eu, fac eu groapă de gunoi, nu vreau eu. Nu poate să mă oblige cu chestia asta. Să fie clar, dacă ăla stă în vârful dealului Constantache, nu se duce mașina niciodată ține lui gunoi. Să fie clar. Și la mine, dacă se face râmpul fiecare zi când vine apa și când ies cu mașina într-o rând din curte, nu mă compar cu ăla care iese în șosea cu mașina din curte, clar? Și nici la impozit, același lucru. Când din loci.
Nu mă compar eu cu ăla care are condiție să-mi papuși prin pe șosea, cu să plătesc același impus. Te să gândim pe leacă logic, dacă aia de să nu gândești, măcar nu-i plătești. S-a dat cu o lege, că nu se dă pentru Costea sau pentru Borțun, se dă pentru toată lumea. Dar de ce suntem noi defavorizați? Băi, nu suntem. În Germania așa, în Italia așa, în altă țară așa. Da. N-am înțeles. Dar nu țip, așa vorbesc eu mai tare, nu vă supăra. Eu vreau să vă spun clar, că de fiecare dată, cei defavorizați, că un bou care trage, tot nu lasă cu bici. Exact, asta e. Da, noi suntem defavorizați, dar și când vorba că să plătim impozite, să plătim toate. Deci plătim, suntem de acord, nu am nimic impozit. Dar cu o cotă mai mică, ăla vrei defavorizat față de unul altul. În momentul în care în momentul în care v-ați așezat locuința acolo... Nu așa s-a votat, așa s-a întâmplat. Asta e vina nu ia mea. Nici a dumneavoastră. Nici a dumneavoastră, corect. În momentul ăsta, știți că sunt situații și situații. Noi trebuie să le rezolvăm în așa fel, încât să mulțumim. Pardon. Mulțumim că acum plătești sumă. Nu mă deranjează suma. Nu mă deranjează suma, că e mică. Suma. Dar mă deranjează gestul, deci comportamentul. Da. Deci ai luat în calcul și faza. Lucrurile se pot rezolva punctual. Pentru anumită zonă... Pentru anumită zonă, deci s-au dat containere mari pentru a pune la capă de uliță sau unde se poate ca să cărăm acolo. Dacă mașina nu poate intra, ce vrei să faci? Ba da, să putea intra, dar să intra pentru cine voia. Nu, nu, stați un pic, că trebuie să și toată mașina. Nu dau detalii, nu trebuie să... Da, bine, nu. Nu mă feresc, dar n-am de dat să nu... Dacă nu intră mașina de gunoi, înseamnă că nici salvarea și nici autoritatea da, de pompieri nu poate intra la ei. Omul plătește taxe și impozite. Trebuie făcut în așa fel să poate intra. Ce să facem? Să votăm gardurile oamenilor? Nu, 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 nu. Hai să facem. Dacă eu intru, am intrat cu mașina cu BCA, atâta mai mașina, că am avut casa. Mașina asta cu gunoi mai mic, mai mare, dacă se poate, nu? Deci, se poate un adică se putea intra cu spatele, să ia două containere și nu putea să intre. Am primit oameni de la primărie, de fiecare dată cu transportul, să meargă pe fiecare uliță acolo unde se poate intra. Deci tu nu credeți că nu sunteți primul care veniți și spuneți lucrurile astea. Și ne-am sesizat. Nu, dar noi ne-am sesizat asupra lucrurilor care s-au întâmplat și am încercat ca să rezolvăm problemele în așa fel încât să nu mai fie oamenii nemulțumiți, ci să... pentru că dau un anumit preț, și omul plătește... Și să nu se mai facă deosebire de naționalitate. Că ăla e cunoscut, că ăla... Asta nu e deosebire de naționalitate. Ori e primărie, ori e treabă. Normal, dar nimeni nu... Poate la mijloși deosebire de naționalitate. Nu, la minim primărie și la post primit sau cum. E vorba de culoare sau... Nu, dar să nu-i fac, vă știți, nu-i să-i în ceea ce privește, în ceea ce privește agenții economici, da, știți că problema este de aici. În ceea ce privește agenții economici, știți că mi s-a spus să plătiți cu o anumită sumă, pentru un anumit număr de 1000 de... Nu. A zis că plătim o sumă, deci pentru minimul. Și minimul este un metru cub. Un metru cub. Vei, asta. 50 deci ceva un metru cub. În urma insistențelor noastre, nu numai a primăriei s-a făcut. Vă dați seama că e situația generală pe tot județul. La el călcastră peste tot. Și da, peste, așa, în momentul în care toți ne-am ridicat în ședință și am spus, domnule, sunt oameni care au 8 metri pătrați la magazinul ăla. Nu, el... E frizier. Vă dați seama că nu poate să fac un metru cub de păr nu știu cât timp. Așa. Ei, în urma insistențelor noastre s-a ajuns la concluzia, să zicem așa, că cele magazinele mici, adică IU-urile, PF-urile, în general, magazinele mici, să plătească numai 0,5 de kilogram. Deci nu un metru cub, ci 0,5. Înțelegeți? Deci la jumătate să se reduc, și în momentul ăsta se reduc și prețurile. Pentru firmele mari, SRL-uri, însă au rămas prețul, cantitatea de un metru cub. Domnul primar, aici îmi cer scuze că îmi trebuie ceva. Da. S-a discutat despre resturi menajere. Exact. Da? Că altceva nu iau
dânșii în mașină decât resturi menajere. O societate, ce resturi menajere produce? În primul deci rând, noi, îmi cer scuze, da. Îți spun toată ideea până la capăt. Deci noi producem, avem resturi din carton, din hârtie, din peturi, care astea poate le ducem și avem contracte la diferite societăți care achiziționează separat și la care luăm și bani și pentru bani. Asta. Da? De ce să, dacă eu nu produc, de ce am un angajat sau doi angajați? Eu trebuie, nu-i cazul meu, de ce să zic, da. Eu poate eu am mai mulți, dar nu produc un noi menajer care asta ridică această mașină. De ce să plătim banii ăștia? Cereți-ne contracte cu firmele care achiziționează carton, cu care achiziționează nylon, cu care... pentru ăsta e gunoiul care îl producem noi. Vreau să vă mai spun unul. Da. Și nu ne, îmi cer scuze, nu ne îngrădiți dreptul de a funcționa dumneavoastră prin autorizații de funcționare, pentru că dacă vă aducem contract prin care noi ducem cartonul și tot ceea ce producem la Bacău, la niște unități care reciclează, noi nu producem gunoi menajer și nu trebuie să facem contract pentru gunoi menajer. Dar nu producem. Eu, brutării, eu produc gunoi sau de produc asta gunoi? De asta am zis că trebuia ăștia de la... Domnule, și nu s-a aprobat în Consiliul Local așa ceva. Domnule președinte, da, așteptăm. Da, dumneavoastră știți foarte bine. Nu știu nimic, așteptăm un spus că nu știu de ce vreau nimic. Dacă îmi dai voie să vorbesc, să ajung pe de bătrân. Da, da. Așa, dumneavoastră știți foarte bine că atunci când lucrați în primărie pentru a elibera un act, vorbesc despre ce spuneați mai înainte, trebuie să actul ăla se eliberează în baza altor acte, altor documente. Printre documentele care sunt necesare la avizul de funcționare, să ceri și asta. Bun, îmi cer scuze. Mai departe, stați așa, mai departe. Eu v-am lăsat să vorbiți, m-am lăsat să mă jumătate. Mai departe. De fapt, pe noi ne introduceți în ecuația asta a societăților și a primăriei și a DIS-ului degeaba. Pentru că... Mă lași până la urmă să vorbesc. Așa. Că de fapt, contractele pe care trebuie să le faceți dumneavoastră direct cu vin cei de la Romprest să încheie cu dumneavoastră contracte direct. Noi ne-am introdus în această ecuație încercând să vă ajutăm pentru că au venit nenumărați oameni cu problema. Aceasta. Nu ne ajutați. Ne blocați, ne îngrădiți dreptul de a funcționa. Și îmi cer scuze, chiar nu vă mai las aici încolo să vorbiți, când spun punctul de vedere. Din ce motiv? Este un abuz și îl spun deschis. Trebuie controlat, căutat în legea funcționării acestor unități. Pentru că acest s-a tot perpetuat după timpul lui Răuță, când era domnul primar Bostan a făcut același lucru împreună cu domnul administrator public de a prelua și autorizațiile de funcționare trebuie vizate în fiecare an. Autorizația de funcționare se eliberează odată când începe activitatea și are valabilitate nedeterminată. Nu trebuie în fiecare an să plătești taxă de autorizație și de funcționare. Îmi cer scuze, verificați în lege și mi-aduceți unde. Aveți, o atitudine politică și eu nu pot nu să... Nu politică, domnul. Este legală. Este de conform legii. Este legea care trebuie declar și dumneavoastră ați apărut regulamentul de emitere a acordului de funcționare. Se poate modifica asta, pentru că faceți este un acord. Faceți iniciativă și modificați, dar fiți pe lege. Odată se dă autorizația de funcționare, nu este obligat. Nu este obligatoriu să fie vizată anual. Ea are, ca și cum când începe activitatea la Camera de Comerț, este tot la fel. Are valabilitate nedeterminată. Până când îți faci cerere de suspendare a activității. Da. Spuneți, domnule. Gunoiul menajer la o unitate, în ce constă?
Vorbiți cu cei de la salubritate când ce fel de contract? Ce spune, ce nu mai îngrădiți dreptul de funcționare a unităților pentru că nu există contract. Ce intră în gunoi? Nu, nu aveți dreptul dumneavoastră să faceți lucrul ăsta. Degeaba ați pas la mine. Nu, dar nu aveți dreptul. Văd că ne pasați prea lucrurile. Ați intervenit. Ați intervenit în lucrul ăsta dumneavoastră. De ce? În care? Pentru ca să încheiem noi contracte de salubritate. De ce ați intervenit? Și nu le mai dați societăților dreptul de funcționare. De ce nu mai dați dreptul de a funcționa dacă nu există contract? Păi domnul Borțu, în momentul în care, încă o dată vă spun, în momentul în care vii pentru ca să eliberezi un act, eu știi și mă asigur lucrul ăsta. Că trebuie să aduci dovada unor alte acte. Autorizații. În eliberarea acestei autorizații trebuie să aduci cu tare, cu tare și cu tare. Printre care și astea. Atâta tot. Păi da, actul ăsta. Da. Actul ăsta. Ți-l se bazeze pe ceva legal, ceva normal. Deci până acum nu le-ați cerut, domnul. Acum nu le-am cerut. Când se înființa societatea, era cerute, domnul. Nu la fiecare viză de anuală. Nu erau cerute, domnul. Verificați că nu era cerut. A dus cineva, domnilor, în fiecare an de contra... Păi, deci, dacă nu s-a cerut. Deci te duceai cu certificatul... Acum, pe deasupra, este autopeul. Autopeul și sună la anumiți agenți economici. Da, la proprietarii de magazine sau asta. Și spun, domnule, te ameninți și o să te dau pe mâna la garda de mediu. Și am întrebat pe ea. Am fost la garda de mediu și am întrebat, domnule, conform legii poți? Păi zice, da, noi trebuie să răspundem la o sesizare, că o să-i dovedești lui unde duci tu gunoiul și asta. Zic, păi dar cum am spus, cartonul sau asta poate să fie combustibil. N-ai voi conform de legii să-l asigură și să îngrădiți dumneavoastră dreptul ăsta pentru... Da, dar problema e că mulți au spus că, domnule, uite, noi mai dăm primăria autorității funcționare. Stați de vorbă cu prestatorul de servicii și ajungeți la funcționarea. Păi, nu faceți contract cu el, nu faceți contract cu primăria. Da, lăsați pe funcționarii din întreprindere. Haideți să intrăm noi și să am eu proces cu cel care... Dumneavoastră aveți atitudinea asta pentru... E proprietatea particulară cu aia, dar nu se bate primăria. Nu știu dacă domnii vreau aceeași probleme, pentru ce au venit. Să spună, domnule. La primărie plătesc 4 milioane cu an. Da. Și la noi ar trebui pentru magazinul ăla 16. Mai degrabă dau 16 la primăria mea, decât să dau... Încă o dată vă spun, dumneavoastră faceți contract cu Romprescu, nu cu primărie. Da, da, nu am zis. Păi ce bază de calcul s-au făcut? Că pentru orice spațiu sau care au 4-5 puncte, exact asta nu credeți că noi am stat pasiv când ne-am dus în ședințe și am avut problema, exact cum o puneți dumneavoastră. Haideți 4-5 milioane, dar... Dar întreb și eu ceva. Da. Dacă ei, agenții economici, găsește pe alt prestator din altă parte și vine și în loc de 16 milioane, cum zice băiatul ăsta, ia 3 milioane. Nu are licență de... Păi el nu are licență unde lucrează? Licență de transport, nu. Este un unic licență care are licență de transport. Da, asta e la urmă. Asta e la urmă. Deci au făcut-o cu interese, iau asigurile naționale. Din cele 92 câte sunt oare, 65 sunt prinse aici, pentru că restul au avut dinainte câțiva ani mai mult. Păi este la urmă, nu ne facem la urmă. Da, nu s-a terminat. Nu, în 2017 se termină. Mare cu șapte. Vorbim eu cu fan. Vorbim eu cu fantul. 2017 termină și el. Dar poate termină ăștia, că proprietarul l-a luat ăștia, îl caută DNA-ul și poate să termină și cu fantul. Asta e o altă problemă pe care nu pot eu discuta și nu și cu și mai este o problemă. De exemplu, cu ochii, domnul primar. Cu ochii. Am pus și noi problema că să face, să plătește și la școală, să plătește și la așa acasă. Deci am pus în loc să-l protejezi, locul să plătească. E corect. Îmi permite să vorbim, da. Vreau să nu mă întrerupeți. Eu nu întrerup pe nimeni. Ați observat așa. Eu cred că e depășită problema de când s-a încheiat contractul. Exact. Iar contractul l-a făcut abuziv și eu cred că un abuz care nu poate fi suportat de oameni. La mine un metru cub, eu nu-l adun în 4 luni.
Și el ia de fiecare metru cub pe lună. Minim? Minim. Vă dați seama, primul abuz, de la mine ia 6 milioane degeaba și câți asemenea privatizați nu sunt care nu au acest gunoi menajer. De-aia am întrebat, în ce constă acest gunoi menajer? La fiecare punct de lucru. La fiecare punct de lucru. La fiecare punct de lucru. Mai mult, bani care intră în buzunarul lor degeaba și nu... Și nu pro... Vă dați seama, cu două condiții. Una, să fie minim un metru cub. Și cum? Eu trebuie să fiu obligat de 1 metru cub ca să-mi dau bani de geaba. Păi dar tot pentru persoane fizice, 250 de grame. Mai departe, mai departe. Și suma este foarte mare pentru un metru cub. Este foarte mare. O mașină cât transportă în toți? 5 metri cubi. 5 metri cubi. Vă dați seama. Ea de la 5... Da. De la 5 societăți. La 5 societăți. Ea vine odată. La 3 comuni. Asta e o a doua problemă. Eu am contract cu Tecuciu pentru peturi și dau 6 milioane când noi avem producție și toate peturile care intră pe piață le plătim la un operator. Am cu Brăila contract, am contract cu Vrancat, că ne obligă prin mediu. Am contract cu Bronx Exim, care mi-a folia. Deci toate materialele astea n-au ce căuta, eu le strâng și pe la după drum iau petru. Eu am nevoie de petru. Să justific. Atunci, eu îmi pun problema, care-i cu noi menajeri care le-am? Oamenii mănâncă acasă, nu aruncă nimic. Și pentru ce plătesc eu? Pentru că e și asta în societate, domnul. Și nu numai eu sunt. Da. Sunt mulți operatori, mulți oameni, sau mulți privați, care sunt în situația mea. Dom'le, că dau o sumă de 40 de lei, dau, hai, mai dai la tine. Dacă să dai o sumă atât de mare și te oblige cu un metru cub, vă dați seama că astea, știți cum sunt făcute astea? Astea sunt făcute din birou. Și i-a făcut ca să fie sustenabil. Proiectul, dumnealor, ca să se autosalveze, a început să încarce toate unitățile și a făcut niște calcule cam câți operatori, câți producători sau cât privat sunt, câte întreprinderi sunt, și a făcut un calcul și a compensat diferența la cei care nu pot lua, și am înțeles că până la 4 membri de familie. Atât se plătește, nu? Asta... Da, s-a hotărât noi. Dar nu a hotărât noi. A hotărât noi, că asta e... Fiindcă nu vor plăti persoanele fizice, au încărcat aceste întreprinderi, așa ca să dea... Domnul. La... Rompresc sume necuvenite. Și asta o spun oriunde și oricând. Domnul Vesma, dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, că este un contract încheiat. Contractul ăsta s-a făcut între Avis și Rompresc. Mai mult, știți la fel de bine ca și mine, că și noi facem parte din Avis. Un contract îl închei, îl derulez. În momentul în care oamenii ăștia, deci eu vă spun, vă dați seama că în situația asta sunt și eu. Și eu plătesc și... Dar nu, dumneavoastră sunteți societate, n-am treabă cu dumneavoastră. Nici eu nu închei eu comuna cu dumneavoastră. Deci încă o dată. Mai departe. Dumneavoastră îngrădiți dreptul prin nu acceptată prin acea... Domnul Borțun, asta o susține dumneavoastră. Eu susțin ceea ce de asta au venit domnii. Pentru că a fost... Au vrut să vină aici să spună problema asta. Și am ascultat ce vă spun părerea care este. Vă dați seama că eu, ca și nici noi, Consiliul Local, nu putem face nimic. Lăsați-i pe ei, domnule, să bată cu noi, cu societățile. Dacă ne credeți dreptul să mai funcționeze. Păi dacă asta îmi cere acolo, așa, ca să vă cer hârtia asta atunci acum. Cine vă cere, domnul? Dar până acum de ce nu era cerut, domnul? Până acum de ce nu era o formă? Nu, asta e o formă de la... Păi de-ai bani când a rog până acum așa ceva. Problema asta, care? Să prevenim contract, să mă oblige... Cu Rompresc, dacă domnul are contract în altă parte... Nu poate așa ceva. Păi nu, veniți cu un contract, poftim! Dar nu să mergeți cu Rompresc. Da, eu nu... Păi dar de ce nu spuneți domnul lucrul ăsta acum? Păi acum, eu nu v-am spus. Eu asta v-am cerut, că aveți unii cu Rompresc, duceți cu noi. Dar nu cu noi menajeri, domnul. Deșeuri. Dar ce cu noi pentru dumneata, domnule? Ce înseamnă cu noi pentru dumneata? Care cu noi? Exprimați. Deșeurile înseamnă de la praful care îl mături în curte și în curtea dumneata. Dar nu ținea, domnul Rompresc, nu ținea pe la care îl mături în curte, domnule. Deci nu de Rompresc, nu am vorbit nimeni de Rompresc.
rest la contract. Dar nu prețul vine ca să ia bani, domnul. V-am spus, dumneavoastră, dumneavoastră cred că ați început deja campania electorală și nu-i cazul. Domnul a fost foarte mult de mă jignit. Nu vă jignesc de loc. Dar vă jignit și cred că a trebuit de aici încolo, nici nu vă mai primim aici. Nu, 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 dacă dumneavoastră, eu cred că domnul primar, eu vă rog să dumneavoastră, aveți să mă întrebați ceva, mă întrebați ceva, vă răspund cu mare drag. Dar nu vă întreb, domnul primar. Da, v-am spus părerea. Domnul Augustu e reprezentantul care a încheiat. N-am încheiat nimic mai poate. N-am semnat nimic, niciun contract. L-a semnat primar. Păi, prețul a venit din capul lor, domnul. Nu, dar problema este... Rom Prescu a venit în urma contractului care s-a încheiat. Da, hai să facem un fel. Care s-a încheiat, care s-a, proiectului care s-a început încă din 2010, în care... 2006. Sau 2006, mă rog, eu nu... Contractul să facem pe primărie, mă scuzați. Da. Noi am aprobat în ședință din Consiliu prețul exact. Pentru și persoane tarif. Fizice. Bun. Și tariful și astea, da. Și persoane fizice. Bun, nu, dar persoane... Unde scrie, unde scria acolo că noi trebuie să înștiințăm populația, e 130 de lei metru cub? Unde scria în contractul ăla? Noi avem documentat, scrie... Valoarea. A anunțat cineva, scrie... Noi ce-am aprobat? Cât de-am tergiversat noi? Bă, nu, primar. Unde scrie? Aduceți-mi și eu le recunosc la oamenii ăștia. Bă, băi, unde asta trebuia? Scrie. Știți ce a spus? Știți ce a spus? A spus că vine și negociază. Dar nu vine și dă în cap. Dar ce zine? Păi, dar v-am spus încă o dată vă spun că cu societățile nu are treabă cu primăria deloc. Nu mai vreau de loc, domnule, mi-am făcut. Nu vreau să discut pe lumea. Domnule, dar nu poți scrie prima ta să ne aduci de la ăștia. Să-mi aduci faptul că atunci când vii cu... Autorizația. Deci nu mi se eliberează autorizația, fiindcă... Dacă nu vii cu aviz în care duci, în care arăți unde duci cu noi. Ce fel de gunoi? Ce fel de gunoi? Spuneți ce fel de gunoi? V-a spus și domnul, n-ați acceptat. Deci, ce muzică a spus? Dacă aducem contract, că ducem hârtia la bancar, este valabil. Dacă aducem contract, că ducem la Eloane, în altă parte, ne prelungiți autorizațiile de construcție? De instituție funcționare? Spuneți! Domnul... Nu, spuneți, dar să știm. Poți să vă rog ceva? Acordul de funcționare se emite și se visează în baza unui regulament aprobat de Consiliul Local. Vă rog foarte frumos, inițiați o hotărâre de modificare a acestui regulament și atunci treaba va fi foarte ușor de rezolvat. Deci pentru ședința următoare, da. Trebuie să mă vă punem la dispoziție o copie după acest regulament, vedeți în ce puncte trebuie modificat și cu mare drag să vă rog. Ne ajutați. Bun, cred că rezolvăm și problema asta cu... Dar... Nu vreți la petrol, sunt firmă mare. O, dar nu-i dat. Vine cu noi la o firmă și ne-l ia de acolo. Vine cu un bun, și un reprezentant care e acolo, nu-i se spune, da, câte bubele sunt, una, două, astea și jumătate, răstoarnă să fie între, mai bine, tasa. Să fie o cubelă. Și scrie acolo, data de cutare, 1 ori 0,24. Ca așa cred că 0,24 are 0,24 de metri cubelă de aia. Da, da. Cum asta. A luat una într-o lună, plătește una. Deci, a luat 10 în lună, plătește 10. Asta se așa asta vă zic, o la 4, a, nu, dar e furcurent ăștia. Asta înseamnă un metru cu, da, 1.300.000. E furcurent. E să știu ăștia mii, să știu ăștia mii. Am gândit că mi-a zis și mie. Da, spune-mi. Deci, vreau să înțeleagă o chestie. Domnii de la Rompres, când au câștigat această licitație, au câștigat-o pe tonă. Deci vă aduc act sigur. Ei nu vor să publice, pentru că așa este România în care trăim. Așa nu vor să publice. Este 516 lei tona la agenții economici. Față de 277 tona cât plăteam la somă. Mă rog, când s-a făcut contractul care s-a făcut, nu știu detalii exact când s-a făcut contractul, cine a vrut să intre în această asociație, când s-a făcut, este, cum să vă spun, este furt pe față, ca să spun. Nu, da, așa. Deci nu este corect ceea ce se întâmplă cu gunoi. Am înțeles din surse că dânșii ar fi revenit
Și ar fi spus în felul următor. Pentru societăți se va percepe jumătate din cât au spus ei în metru cub. Deci nu știu de ce... Mă scuzați. Pentru societățile mici. Deci pe IUR, da. Ați voie să vă spun exact. Da. Deci pentru societăți, pentru SRL-uri, mă refer așa. Deci pentru SRL-uri au spus că se va plăti tot 132. Da, în rămâne la un metru cub. Nu înțeleg o chestie. De ce? De ce această societate? Deci nu înțeleg o chestie. De ce această societate, în momentul când a făcut contractul, Consiliul Județean știe de chestia asta, au spus, au venit cu această ofertă de 500 de 16 lei pe tonă pentru agenții economici, iar acum vin la noi și ne pune să faceți contract pe metru cub. De ce așa? Da, domnule, fă pe tonă. Iar referitor la ce ați spus dumneavoastră că ați primit o circulară prin care dânsii au revenit la această, la acest preț de 132 pentru societăți, vorbesc de metru cub, cum au venit pe ei, 132 pentru societăți și 60 de lei pentru celelalte societăți mai mici. Forma juridică a unei activități, a unei societăți, deci forma juridică nu influențează calitatea de gunoi. Eu dacă am o societate și sunt frizer, așa, duc 5 kg de gunoi, da? Iar la care o întreprindere individuală, poate să ducă 5 tone de gunoi. Deci forma juridică nu influențează calitatea de gunoi. Eu gândesc, că activitate. Păi dumneavoastră, de exemplu, dacă vă faceți în loc de SRL-ul, vă faceți o întreprindere individuală. Așa, și duceți, deci tot aceeași activitate o aveți. Eu am SRL care am deci, este o aberație, în felul cum gândesc dumneavoastră. Deci este o aberație. Deci eu am venit, n-am știut exact în ședință, am trecut așa instantaneu, mi-am mai devreme. Deci eu am venit și zic în felul următor. Deci dumneavoastră în calitatea pe care o aveți de primar al comunei Sascu, primar interimar, mă rog, așa, deci puteți să veniți în sprijinul nostru și să faceți o adresă prin care să-i propuneți. Dom'le, nu este corect. Deci vă rog frumos căutați alte modalitate care toți agenții economici în funcție de activitatea pe care este așa la fiecare. Spuneam înainte, că am fost în ședință, nu numai eu, Costa. Am înțeles. Au fost toți primari de la nivel de județ pentru că este o situație generală. Hai să-i dăm un judecat. Dar dumneavoastră știți că au fost dați în judecată și deși nu au vrut să prezinte, actele cu care au câștigat licitația. Deci nu au putut să prezinte. Domnule, eu așa gândesc. Dacă trăim într-o Românie democratică, bă, fratele meu, eu sunt Romprestu, asta este contractul care l-am câștigat. Asta este calitatea de gunoi care trebuie să o ridicăm de la un agent economic care desfășoară activitatea. A spus în tonii să plătească. Nu fie acum așa, stai, domnule, că e metru cub. E mai greu de măsurat un metru cub, nu știu ce. Iar legea poate să spui și în felul următor. Exact ce a spus băiatul. Vii, domnule, cu cântarul, cu bon de casă. Ți-am dat cât am dat? 5 tone, 5 kg de gunoi. De 5 kg îți plătesc. Da. Acum, trebuie să mă recunoaște și altă chestie. Trebuie să mă recunoaște și altă chestie. În dorința de a plăti mai puțin gunoi, în dorință de a plăti mai puțin cu noi pe varianta asta, e posibil că ai o agent economic, băi, vine cu noi. Ia să mă duc să arăt un pune acum. Știți? Fiecare, asta este adevărat. Fiecare dintre oameni cu care am stat de vorbă a zis, eu nu am cu noi. Deci fiecare. Nu se poate așa ceva. Nu poate așa ceva. Toți au zis că nu am cu noi. Deci, domnule, eu nu plătesc că n-am cu noi. Nu. Deci, încă o dată vă spun. La fel ca așa dumneavoastră, în aceeași situație cu dumneavoastră. Și eu sunt plătit toate taxele. La fel ca și dumneavoastră mi-am și eu problema. La fel ca și dumneavoastră problema dumneavoastră societăților. Nu numai eu la nivelul primarului de la Sascut, la nivelul întregului județ, pentru că toți sunt revoltați de situația care s-a evit. Nu este cazul la mine, ceilalți primari care sunt din... Au și spus-o. Băi, ce primar, ce nebun eram eu că acum în campanie electorală să fi pus către oameni să plătească lucrurile astea. Deci eu vă spun, la mine încă nu-i cazul. Deci la mine nu-i cazul ca să puneți problema așa. Dar vă dați seama că oamenii ăștia și ei au problemele lor ca și noi. Deci toți am pus problemele astea în discuție. Da. Deci ni s-a spus clar, s-a creat un contract între Rompres și Adis. Trebuie respectat. Cei care acum, ei ne dau... Asta vă mai spun și altceva, că ei vor să ne dea judecată pe noi. Tot ei. Și noi că nu ce-au făcut treabă. Dar nu este permis, așa, pentru cultura noastră, poate nu știu. Când și cum s-a semnat acest contract? Deci, contractul ăsta începe din 2009-2010. De atunci, ei au dat eșalonat și prețurile până în
în 2015 până în 2032, parcă. Așa, și ei au spus, în 2010 veți plăti 2 lei și 15 bani, în 2011 veți plăti 2 lei și 50 de bani, în 2015 veți plăti 3 lei și 76 de bani. Pe persoană. Pe persoană, pe lună. Da, dar la societate niciodată ei n-au vrut să spună cum și acum, deci, să ți-a spus, uite, deci a spus că va veni și va negocia. Eu am crezut că vine. Tu ai un chioșc, ai un chioșc cu un angajat. Așa am zis și noi. Se pare normal ca agenții care i-au venit să vină să negociez. Da, dar nu el a venit. El a venit și a venit și a venit așa, știi cine o zi la Unii. Dom'le, nu vrei să semnezi? Băi, nu. Eu știu persoane care asta. Da, păi știi, da. Eu o să anunțăm Garda de Mediu. Dar asta am fi. Dar tu vici mai bine să nu spui dinainte că așa, dacă nu am aprobat, zic eu, niciodată nimeni nu spui, da, nu am aprobat. Ești ca pe mărea de capul. Aș fi serios. Dar să vină și am de pregătă alternativă. Păi asta este. Nu ți-a aprobat. Nu ți-a aprobat. Ne-i vor să fie pe urmă, nu ți-a aprobat și pe urmă. Haideți să se mă ce s-a ajuns la prieturile astea. Să vă ajutăm de cap. Care-i problemă? Haideți ca să vă zic de ce s-a ajuns la prețurile astea. Deci acest proiect este început din 2006-2008, când s-a pus baze la Sascu, trebuia să fie stații de transfer. Între timp s-au schimbat, s-au făcut stații de transfer în altă parte. Acest proiect a fost gândit de domnul Benea. Asta cum unde Consiliul Central de PSD, a fost gândit de domnul Benea, a făcut un proiect împreună cu cei de la mediu, prin mediu, Consiliul Județean a trebuit să vină cu o parte din bani și cu o parte din bani de la mediu, de la Uniunea Europeană prin mediu. Ceea ce trebuia să vină Consiliul Județean, am împrumutat de la o bancă, nu știu exact care, dar din străinătate, Banca Mondială. Acum, deci a fost o gândire a dânsului ca să facă toată chestia asta. Un mega proiect. Un proiect pe tot județul. Nu știm acum dacă aceste costuri care s-au făcut pentru acest proiect, dacă sunt reale. Sau poate e umflat de 10 de 100 de ori. Atâția bani s-au dat de la Uniunea Europeană. Ceilalți bani au venit de la Banca Mondială, care a semnat domnul președinte Benea în numele tuturor, pentru că fiecare au fost parte, fiecare comunitate, au făcut înși o analiză ca banii care i-au cheltuit trebuie să-i dea acum și la Banca Mondială. Împrumutul ăla trebuie plătit. Dacă nu se plătesc acești bani, am fundat. E problema că să iau banii și de la Uniunea Europeană, care s-au dat și aia. După aia s-ar putea noi să fim obligați, după ce, dacă nu suntem de acord, să plătim banii ăștia odată ca o penalitate din partea Consiliului Local și după aia să găsim alții. Dar existând o licitație, existând toate, nu-ți mai dă alternativă. Exact ce... Deci dânsul a luat o decizie acum câțiva ani, și, cum zicea și domnul primar, legea se dă pentru toată lumea, nu trebuie să te întrebi pe tine ceea ce faci și cum faci și dacă ești de acord sau nu știu ce. Problema este că avem niște lideri din ăștia care au niște proiecte megalomane și le duc la îndeplinire, se laudă că au făcut ceva bun și noi trebuie să suntem cei care să face pe banii contribuabili. De asta și nu-l trage nimeni la răspundere. Păi de ce? Pentru că așa, el a fost într-o funcție și a dus un proiect la capăt și cam asta este. Dar cred, îmi cer scuze, cred că ar trebui Romprestu, exact ce zicea și domnul Nechifor, să vină cu cântarul sau nu cu cântarul. Deci câte pubele ți-am dat, atâta să-ți plătesc. Închei un contract, dar nu să angajezi decât și Dumnezeu vin și mine. Cantitatea care o dai, când o s-o dai și când ai dat-o, atunci plătești. Eu cred că asta trebuie să ne punem de acord toți întreprinzătorii privați și asta să facem și asta să ne menținem. Nu taxă obligatorii de 1,5 milioane pe lună. Deci eu trebuie să vin la primărie să plătesc impozitul pe casă. Am bani acum să plătesc numai impozitul. Am înțeles
că nu îmi ia banii pentru impozitul acasă dacă nu plătești cu noi. Nu, nu e adevărat. Este adevărat? Nu. Este vorba despre altceva. Este vorba despre amenzi. Dacă ai amenzi, nu poți să plătești impozitul până nu plătești. Deci primul lucru care se ia în momentul când ai, întâi când se colectează amenda și pe urmă restul. Asta e vorba. Domnul primar, până la finalizare, durează timp până se supune la vot în Consiliu. Cum mergem mai departe, dacă găsim înțelegere la dumneavoastră? Cu ce? Funcționarea. La mine n-aveți ce găsi înțelegere. Am înțeles. Dacă vin conform legii, asta este. Altfel. Dar domnul primar, ne mai băgați apă în concert, că îmi băgați la cornici, să fie la vale. Eu am spus, nu, n-am spus că bag apă, eu am spus că, nu, 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 stați un pic, am, nu, nu, dacă mă ascultați, vă spun, dacă mă ascultați, vă spun. Eu am spus, eu niciodată n-am mințit oamenii. Eu am spus așa, că vom fora un puț la Păncești. Și deja am început să forăm un puț la Păncești. În momentul în care va fi gata, vom discuta despre cantitatea de apă pe care o vom găsi. Păi da, da, am început lucru, am spus și am început lucru. Asta este. Nu, dar situația e proastă. Am fost făcută cu pendelisul. În ce sens a fost făcută? Dom'le, vor veni și vor negocia cu dumneavoastră. Dar dacă se știa de la... Deci ați știut deodată că trebuie minimul asta pentru societăți? Era scris în contract? Spune-mi. Da, da, nu s-a spus niciodată suma. Ai fost aici. La pare de aia pentru particular. Da, nu. Noi am aprobat. Noi ce-am aprobat? Suma pentru persoane. Da, n-am fost la asta, n-am fost. Dar dacă era să spunea la unul cu societate, credeți că mai vota vreodată? Data trecută, la ședința anterioară, ați votat modelul de contract pentru agenții. Exact. Este nu preț. Nu, mai și eu încerc scuze, dar ce înțelegeți prin cu noi menajeri, dacă deci nu trebuie cu dumneavoastră, eu nu vreau să mă cer cu dumneavoastră, nici cu noi. Deci trebuie să ajutăm, au venit oameni, am făcut-o, au venit oamenii ăștia, trebuie să-i lămurim, dar și eu sunt în situația aia. Doar am trei puncte de lucru, s-ar putea să mai deschid unul patru, eu plătesc aproape 100 de milioane. La societate nici nu este considerat cu noi menajeri. Păi dacă el vine în aceea zi și ia de la mine și nu ia decât cu noi menajeri, mie nu mi-a niciun gunoi, ci cu noi mi-a venit. Mai departe. Da, dacă vreți, eu vă spun, pe mine mă amuză foarte mult. Deci, dacă știți ceva. Nu mă amuz, dar un pic. Haideți să fim mai de. Domnul știe mai mult. Dacă e liniște. Haideți, mă rog. Fără nicăsă de nimic, că filmează-mă și filmează. Da, hai, dă-te de acolo să-l văd pe domnul. Deci, domnilor, noi filmăm ședințele de Consiliu la peste 15 comune din județul Bacău. Cunoaștem foarte bine această problemă a DIS Bacău, care e o problemă sensibilă și este pentru început, dacă permiteți 5 minute să detaliez un pic, este un proiect care trebuia să se facă pentru că trebuie să avem și noi curățenie și să știți că și în alte județe sunt proiecte similare cu fonduri europene. Ce trebuie lămurit? Că gunoiul menajer se referă la persoanele fizice, iar la agenții economici trebuie făcută precizarea. Sigur că suma a fost destul de mare pe metru cub, dar vreau să vă spun, sunt localități în care deja s-a ajuns la un compromis, la o așa zisă înțelegere, pentru diminuare, așa cum a spus, chiar la jumătate de metru cub pe agentul economic, dar atenție mare, ăsta este un punct de plecare la negociere. Ceea ce este foarte important să înțeleagă agenții economici e faptul că acest contract se negociază. Deci nu toată lumea va fi taxată la fel. Dacă eu am un magazin foarte mic, se negociază. Dom'le, eu atât am jumătate de metru cub. Sau poate negocia și pistona firma respectivă. Și încă o dată spun, să plece chiar și de la 0,25 dacă el reușește să negocieze cu Rompresto. Deci, primăria nu are niciun rol în această chestiune. Și aici trebuie să-l ajut pe domnul primar, pentru că primăria nu este un intermediar între societățile, între
agentul economic și Rompres, care sunt două societăți comerciale, au personalitate juridică. Deci, nu trebuie să intrați în panică și țineți eu, de exemplu, vă spun, la Onești m-am dus cu contractul vechi, cu Servsalul, care era firma veche și mi s-a eliberat autorizația de funcționare. Deci, dacă îndepliniți condițiile legale și apreciez că domnul primar spune că când e vorba de lege nu se discută, nu aveți ce negocia cu primăria, duceți contract dacă ați avut cu o firmă mai veche, să primiți pentru moment această... O secundă și termin. Și vă luați autorizația, dar legea spune foarte clar și aici iarăși nu este loc de negociere. Autorizarea funcționării, acea reautorizare anuală de care spuneți dumneavoastră, spune clar legea. Trebuie să ai contract cu o firmă de salubritate. Deci nu confundați problema deșeurilor cu problema gunoaielor. Sunt două probleme total diferite. Sub ce aspect discutați cu Romprestul? Dar încă o dată spun, primăria nu are și nu trebuie trecut în campanie electorală, nu are nicio nicio implicare între cei doi agenți economici. Dar sigur că contractul pornit de domnul Benea și dovadă că domnul Benea și-a dat demisia, știți foarte bine, din funcția de la Adis Bacău încă de anul trecut. Este bine, și o să rog pe domnul primar și dumneavoastră să vă documentați, numai o secundă și termin, să vă documentați foarte bine despre acest proiect, pentru că este an electoral și poate fi speculat de o parte sau de alta. Dar încă o dată, contractul se negociază cu noi menageri la persoane fizice, la persoane juridice total diferit. Deci, așa stau lucrurile, fără un contract nu se poate. Este lege organică vis-a-vis de chestia. Nu se votează în Consiliul Local dacă facem sau nu vis-a-vis de autorizare. Noi căutăm să se poate. Noi ceea ce am spus dumneavoastră, nu bate cu ceea ce a zis domnul primar, care zice că a fost la ședință la Bacău. Sigur, a fost acum câteva zile. Și a zis că SRL-urile nu acceptă nimic. Deci ceea ce ziceți dumneavoastră nu deci, e... Asta poate a fost mai explicit. Nu, ați fost dumneavoastră. Noi mergem cu vechiul contract. Vechiul contract a ceea ce noi aveam cu primăria. Și dumneavoastră duceți pe o altă direcție. Nu, eu vă spun părerea mea. Dar nu discutăm despre păreri. Discutăm despre despre ceva concret. Nu despre păreri. Nu mă se părere. Vreau să vă mai spun o chestiune. Trebuie lumea să știe că Adis Bacău este a noastră, a tuturor comunelor. Nu este cineva din afară. Iar un prestu, sigur, o societate cu probleme juridice, știți foarte bine, a câștigat o licitație. O licitație asta, fiind singurul, a mai candidat câțiva, este discutabil cum s-a făcut licitația. Dar este o licitație care nu putem noi la nivel local să o discutăm. Este singurul deocamdată. Până se rezolvă cu alt prestator, deocamdată luați de bun ceea ce vă spune domnul primar, că dânsul participă la acest și ar fi bine de fiecare dată când mergeți, e o recomandare a mea, să veniți cu un raport. Uite, domnule, s-a discutat la Adis Bacău cu tare, cu tare. Deci primarii noștri au votat intrarea în această asociație. E vorba de intrare, de asociație. Consiliul Locale, că a fost și împotărit din Consiliul Locale. Nu, dar ei au drept de vot. Nu au spus prețul până acum. Niciodată. Nu au spus prețul. Noi ne-am așteptat la societate. Și te pune în fața faptului împlinit când trebuie să dai un borcan de bani mai mult decât produci tu. Că trebuie să dau 100 de milioane pe mai. Dar încă o dată, primăria nu are niciun rol în acest moment. Mai departe. În ședințele care sau ultima ședință la care am fost, s-a propus, deci trebuia ca să votăm, să ne punem pe noi să votăm ședință, reducerea la jumătate de la 0,5, așa. Și n-am fost de acord pe principiul că se negociază. S-a făcut o comisie de negociere. Așa, cumva, ca să plece de la 0,25, nu de la 0,50. De ce nu ne-ați spus asta? Păi, dar nu vă spuneam, nu vă... Dar nu v-am spus, nu v-am spus. Ați spus la 0,25? Păi nu, la 0,50. Așa am înțeles. Nu, acolo au venit cu propunerea asta, au venit o reprezentă. La ședința din Consiliul, la nivelul... Nu mai durează mai mult ședinței, au venit ei, bun, și fapt a fost reștiința și noi, cu 0,50 la agenții economici mici, cum vă spuneam mai înainte. Așa.
Ei nu au fost de acord de ce trebuie. Noi n-am vrut să votăm. Deci, situația asta. Și atunci s-a făcut o comisie de negociere în care să se pornească negocierea de la 0,25. Acum, până la un metru cub. Deci, da, să se plece de la de mai jos. Să vedem cum va ieși această negociere. Sigur, ce vă pot eu spune, de 0,5 deocamdată. Mi se pare din bun sens, la 0,25% și agenții de la RomPress să meargă pe teren. Păi ei din criterii. Să meargă pe teren, să bat de la casă la casă. Pentru că nu-i treaba primării încă o dată. Este vorba despre înțelegerea dumneavoastră societate cu societatea RomPress. Mai e altceva. Nu mă împing, mai e altceva. Hai să vă spunem. Eu, pentru că așa ați spus, o să vină, țineți minte, când s-a aprobat, și o să negociez cu fiecare agent comercial. Bun, eu îl dau în judecată, eu trebuie să negociez cu el. Nu am înțeles, îl dau în judecată sau îl dă în judecată. Eu sunt în proces cu ei, 2 ani de zile. Ce faceți dumneavoastră ca primărie 2 ani de zile? Pentru mine? Când vin eu ca să-mi cer autorizația de funcționare? Eu cer actele care trebuiesc. Păi nu. Deci, asta e o situație. Deci, nu înțelegi ca să te suspezi automat. Păi nu. Ce faci? Noi ne suspendăm, nu? Nu. Păi eu asta am zis. Păi da, a zis că băi vine și negocieze. Păi da. Să ajungă toată lumea la tribunal. O primăria trebuie să ajungă. Pentru că în felul ăsta pierde mai mult primăria. Eu sunt convins în situația asta, pentru că dumneavoastră sunteți plătitori de taxe și dar sunt unii care și dumneavoastră sunteți cei care contribuieți la buget. Eu îmi dau seama pentru dumneavoastră că este o greutate și asta, dar nu pot interveni cu nimic în situația respectivă. Deci nu pot eu să primar, nu Costea, orice primar ar fi aici, nu poate să schimbe un contract care a fost deja încheiat și între reprezentantul Adis și societatea comercială. E foarte mare, domnul primar, de ce trebuie dreptate. În schimb, tot ce nu are a venit pentru încheierea contractului, n-a specificat nici măcar o negociere. I-am spus, domnule, stai un pic. Nu, mai am o altă alternativă. Poate l-a ajut. Poate la Botoșan, vin cu elicopterul. Problema e. O negociere. Nu. Ăsta este prețul. Modul în care s-au prezentat e discutabil. E discutabil, într-adevăr. Și atunci... Niște neprofesionaliști, niște neserioși. Deci, că e fără curent, vă zic eu. Știi, au fost cu tupeu, știi? Nu știți că și tupeu ăsta există o bază. Au obținut actul de funcționare de la primăria Valesea. Deci el are un punct de lucru la Valesea, că s-a dus la primărie, i-au dat acordul de funcționare și au funcționat. La asta spune, de ce nu poate obține acordul de funcționare? Pentru că legea spune ce spune. Păi și ăla mai trebuie să dăm. Nu, haideți să vedem unde scrie în acest tabel. Eu cred că vine dumneavoastră, dacă vreți să dați pentru ședința următoare. Deci, mai pentru ședința următoare inițiez eu, nu eu. Cu toții inițiem un proiect de hotărâre prin care scoatem asta. Nici primăria nu are și ne lasă să negociem cu ei. Dumneavoastră treaba liniștiți și ceilalți liniștiți în negocierea cu ei. Și nu... Problema este în felul următor. Contractul ar fi bine să cereți de la Adis Bacău. Contractul încheiat între Consiliul Local Sascut și Adis Bacău. Pentru că dacă veți iniția acest lucru, și dacă veți solicita nemergând pe această chestie cu curățenia, o să fiți scoși conform contractului din asociație, iar pagubile la comunitatea locală vor fi uriașe. Din dreptul de a funcționa. Da, și primăria să nu se putie la deci ce de renegociere. Pe asta vrem. Da, asta vrem, dar la tine și omul aici, băi, nu. Da. Bine, mulțumesc. Deci se poate insista la da.